Tudor Bereșteanu este unul dintre cetățenii moldoveni a căror viață este împărțită între ambele maluri ale Nistrului. Bărbatul nu numai că are un fiu care trăiește în regiunea separatistă, dar are și locul de muncă acolo. Orașul în care locuiește este doar la 2 km distanță de Transnistria. În fiecare zi este nevoit să treacă podul pe Nistru pentru a merge la muncă sau să-și viziteze feciorul. Eu am vreau ca să fim o republică unită, nu sunt și Transnistria asta, să fim toți uniți împreună, să trăim, nu să mă duc la vamă, să mă controlez, mă duc la ficiorul meu, mă duc la sora mea, de pildă în parte cealaltă, trebuie să mă controleze până la piele ce am, ce n-am. Moldovenii din Transnistria vor trăi și anul viitor greu, ba chiar și mai greu ca în acest an. Administrația separatistă a anunțat că nu va putea majora salariile și că va scumpi prețurile utilităților. Mai mult, Evgeni Șefciuc a recunoscut că nu e sigur dacă bătrânii din regiune vor primi majorările pentru pensii pe care le oferea până acum Moscova. Без ресурсов, финансовых ресурсов, решить материальные проблемы невозможно. Oamenii din estul Moldovei spun că măsurile de constrângere vor fi resimțite la buzunar și cu greu vor face față scumpirilor. Против этого, ну что сделаешь, раз так, значит так будет. Ну, естественно, будет тяжело немножко, как у меня трое детей. Я пенсионерка, для меня это учитывается это много. O problemă niciodată nu vine de una singură. Pe lângă pierderile pe care le va registra economia Transnistriei, în anul 2015, specialiștii estimează o reducere a produsului intern brut cu 3-5% în cazul în care Tiraspolul va nega și în continuare acordul de asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Pentru a acoperi plățile sociale, administrația separatistă are nevoie lunar de aproape 14 milioane de euro, în timp ce veniturile la bugetul regiunii în noiembrie abia au ajuns la 7,5 milioane de euro.